Vreau în primul rând să mulțumesc colegilor mei care au venit să ne susțină și de fapt să mulțumesc tuturor care ne-au susținut și ne susțin în mișcarea noastră inițiată de a aduce schimbarea de care județul nostru are mare nevoie. Am văzut ieri cu tristețe cum colegii de la PSD au venit cu oarecare fast, continuând aceeași politică învechită și probabil imorală, în care se bat în piept pe pseudo-realizări, în timp ce Botoșaniu, județul nostru, stă acolo la fundul clasamentului, în coada clasamentelor la orice categorie de dezvoltare și are mare nevoie de ajutor. În ceea ce mă privește, cred că o problemă majoră este sistemul sanitar, care este în plin colaps, și aici vreau să mă refer doar la un anumit aspect. Ceea ce mă îngrijorează este modul în care cetățeanul, pacientul, este primit în spitale, confortul de care are nevoie, respectul care ar trebui să-l primească și, mai mult decât orice, empatia cu care ar trebui să fie tratat. Nu departe de noi este cazul Alexandra, un caz tragic, care cu siguranță putea evita, și dacă mă întrebați pe mine, problema majoră a ținut de empatie, de profesionalism și nu de, să zicem, un caz care medical ce era de nerezolvat. De aia vă îndemn și vă invit pe toți locuitorii județului să ne veniți aproape, să ne cunoașteți în aceste săptămâni care au rămas, pentru a merge la vot încrezători și în cunoștință de cauză, pentru că echipa formată de noi sunt oameni care, pe plan profesional și pe plan personal, au realizat totul de la zero și sunt aici să vă vină în folos. Vă mulțumesc din suflet și Doamne ajută să reușim în ce ne-am propus.